Salutare, oameni buni, azi facem iar pe gameplay. Poate ne pică și nouă ceva bun. Poate. Psst, băiatul, vrei coins la FIFA? Intră pe fifacoin.com și folosește codul QUICK pentru 5% reducere. Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland. Simplu. Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul QUICK în secțiunea de observații. Simplu. Da, oameni buni, eu nu mă învăț minte, bă, și am să mai fac un pack and play. Bă, dacă nu pică ceva decent aici, o să fie ultimul, chiar o să fie ultimul. Din nou 5 pachete, mai multe dacă nu găsim portar, că portarea apare în pică destul de greu, tu-i nas. Avem 96.000 de coins, aici avem mai multe pe contul ăsta, dar hai să vedem care-i treaba. Deschidem primul pachetel, dacă nu știți ce e pack and play, deschidem pachete, facem echipă din ce ne pică și după aia jucăm un match. Hai să vedem. Let's fucking do this. Ha, măcar rar. Măcar rar, incredibil. Pornim exact cum am pornit și data trecută. Erai odată bun, FIFA. Erai odată bun. Acum, vai, vai, vai. Ferreira. Decent. O, ăsta e bun, Adrian. Ăsta are viteză, shooting, dribbling. Îmi place. Băiatul ăla-mi place. Pack-ul cu numărul 2. Dă-ne, Doamne, măcar unul rar. Atât îmi doresc și eu. De la un pack and play. Să-mi pice un jucător rar. E? E? E altceva. Ia, mă, ce pică? Ce asta? Cine? O, Bruma de la Leipzig. No, 81. 81 overall. Decent, destul de decent. Bun, nu-mi pare rău. Uite, și ăsta e ok aici în apărare. Ăsta. Dar totuși vreau ceva mai mult. Pack-ul cu numărul 3 vine. Haide, Doamne, dă-ne ceva mai decent. Încă, nu, rar, ok, înțeleg. Deci am deschis până acum, cred că în total vreo 10 pachete, numai un singur jucător rar. Nici pachetele nu mai sunt ce au fost, nu, pe FIFA. Fantastic. Încă nu mi-a dat portar însă. Poate aici? Nope, n-avem portar. Ăsta e lent ca dracu, ăsta e bun. Ok, asta e destul de decent și asta e ok, are viteză, n-are shooting, de CDM până la, poate jucăm ceva cu CDM. Stai, vai, de capul lui pace-ul ăla, ai ce vrea să faci. Hai, te rog eu, dă-ne, bă, și nouă ceva bun, bă, jocul, sau un portar. E bun și portar, ne trebuie portar. Ne trebuie portar, non rar, fantastic. Fantastic, tu zgâtul mătii. Non rar din nou. Tot nu pică portar, iar deschide mai multe decât trebuie. Butco, iar... Right back bun. Avem deja unul. Pachetul cu numărul 5, poate ultimul dacă pică portar. Să vedem, poate avem noroc. Hai, te rog. Oh, ok, ok, două chestii din alea. Are mai mult de 81 overall, asta înseamnă, nu? Campul? Da, campul, 81, nu. Când apar două, că e random, nu știu sigur. Campul, încă un jucător de la Leipzig. Portar avem și noi, n-avem, trebuie să mai deschidem. Și Rafa, dar avem deja lămă. O, for fuck, și mai pică un lămă bun. A, Doamne, trebuie să mai deschidem oricum. Hai, te rog eu frumos, joculete. Joculete, e cel mai bun, joculete. Te venere. Board, 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 board. Cine să fie? Aolo, e ăla. A, nu, o, Marez, 84. E ieftin ca dracu, dar măcar e 84. Am avut și noi board și tot nu pică, fii atent că nu pică portar. Bă, băiatul, e incredibil, n-avem portar, mă. N-avem portar, mă. Hai să mai deschidem, zic. 7.5, dă-ne, Doamne, un portar. Te rog eu frumos. Nu, e rar, băi, mă, că, uite, parcă merg treburile mai bine. Right back, cine, ia right back, m-am destui right back, fută Dumnezeu, am vreo 3 bun cu ăsta. Și tot n-avem, fantastic. Trebuie să fac ceva regulă, că la portar nu se pune, că e sinistru, jur. O să deschid dracu de toți banii. Și nu e ok, că puteam să mai fac unul. Hai să vedem, mai deschid. Dacă nu pic aici, am iau eu un portar așa random ce am eu pe acolo prin club. În orari, era și cazul, mi-era dor de în orari. Ia să vedem. Ok, tot nu pică portar, incredibil. O să iau ceva din club, că nu... Nu stau să-mi pierd toți banii. Mai bine facem încă un episod decât să pierd banii, ampulea. Oameni, cam asta am putut să fac, bă, din tot ce mi-a picat. Arată decent, mult mai decent decât data trecută. Ăsta e portarul pe care l-am pus, Reinet. E portar de... Mă rog, e untradeable, căcat. Nu... Dar nu poți deschid dracu de 100 de mii, că e nașpa. Pierd toți banii și nu mai poți să fac după aia pe gameplay-uri. L-avem pe Ian Baev aici, Rai, Izo, Ismaili, Bruma, Campul... Mococho sau ceva genul. Marez, bineînțeles, Romero și Adriano ăsta care mi se pare foarte tare. 4 stele skill muze, e micuț, are viteză, are shooting, are dribbling, e foarte tare. Și hai să ne căutăm oponent, bă. Ia, mă, să vedem ce oponent descoperim noi astăzi.
picioarele să-ți bagi așa ceva, mă? Cristiano, care e bestie și Pirlo, dar de ce pune RF? E Pirlo ăla, nu mai știu cum îi zice dracu la cartonaș, dar știu că puteai să-l faci acum ceva vreme, sau confund, nu știu, mă rog, oricum e bestie cartonașul ăla, chiar dacă n-are viteză, sau are? Mă știu dacă eu dau viteză. Da, mi-e teamă de cartonașul ăla, pe scurt, mai mult de Cristiano, ce-i drept. Chiar a făcut ăla din Japonia, SBC-ul din Japonia, Adriano. Am crezut că pot să trec, nu s-a putut. Bogle și acum Cristiano. Cristiano se duce și se duce foarte bine. Bă, gata mă, gata mă. Ismaili, bun, a blocat bine. Mi-e teamă de ăla că e foarte rapid, foarte puternic. E foarte OP băiatul, are, nu știu, cât dracu are strength, 90 și... Nu știu exact cât are, dar are 90, mi se pare că are 99, nu e așa că are 99. Da, prost probabil. Cristiano, mamă, cât e de masiv și că e gras, îmi pășește Zicu. Jur că seamănă la fizic așa cu Zicu, doamna că ăsta e puternic. Cristiano, nu-l dai, nu-l dărâm de pe picioare, n-ai cum. Ca și cum Kimfeno ar fi dracu rapid. Gândiți-vă numai la asta, ce pas acolo și este ratare. Ești tu puternic, da, șuturile. Oh, stai, ce-a dat aparatul al meu? Ok, Bruma e iar corner. Se dut. Ce dracu să depozi despre Pirlo, mă, ești nebun la cap. Bine, Ismaili. Bun, până la urmă greșește ăsta. Și Mokojo, se duce Mokojo. Bă, ăsta joacă pe parc de bas. Fii atent că ăsta joacă pe fucking parc de bas. Are toți oamenii aici în apărare, bă. Să tot dai gol la ăsta. O să fie meci de la boring, să fac un gol probabil pe meci. Mokojo se duce. Centrează Mokojo, dar la nimeni. Ok, schimbă partea. Aia vrut eu să facă, mă, taceți voi din gură, nu știți voi. O, cu capul Adriano e mic, n-are ce dracu să facă, mă, fel. Cristiano. Bine, Ismaili, bravo, tată. Bruma. Bruma, dă-i din picioare, dă-i din picioare, dă-i din picioare, dă-i din picioare, că nu-i nimeni aici. Ah, ok, e toată apărarea lui acolo. Am uitat că e pe par de bas. Am uitat că e pe par de bas. Bine, Romero, mare atacant ești tu, mă. O preluare simplă nu știi, mă, să faci, mă. O preluare simplă, mă, de... Nu de câine prost ce ești, gâtul mătii. Aolo, Bogle scapă, Bogle, dar revine jucătorul nostru în apărare. Cum să ajungi, mă, din prima pe parc de bas, mă? Bă, câte insecurități, mă, să ai, mă? Să stai așa, să-ți fie frică, mă, să nu iei gol. Cu asemenea echipă, bă, să ai asemenea atac, mă. Ar trebui să dai mai multe decât ei de... Ok, Adriano gol, mă! De nicăieri, mă! Mini Adriano scrie! Mini Adriano, 1-0 de pauză. Păi cu toată apărarea ta să joci pe parc de bază de la începutul meciului. Să-ți ia așa gol. Să scape Adriano acolo. Păi ce apărare e asta, mă, tată? Ce ai făcut, mă, băiete, mă? Vrea tu să fii ca celălalt Cristiano. Ai dragu potoli, mă. Vai, degeaba, mă. Degeaba unii bani să facă SBC-urile alea. Presupun că e destul de scump, cred că e peste 100.000. O, pasă peste, cu cap acolo, sare Neto însă. Sare Neto, bine. Ce să faci, Adriano? Peste el. Wow, frumos, n-am vrut să fac asta, dar a ieșit mișto. A ieșit foarte frumos, nu ca aici, Marez, când eu am vrut să fac heel to heel și a ieșit căcatul ăla de Ronaldo Ciap. E ok. Mamă, îl împingem pe ăsta, dar n-ai șanse, bă, cu el, bă, e prea puternic. E prea puternic și aleargă cu... Nu pot să cred că ai ieșit cu mingea la... Nu există așa... N-ai voie. De ce numai proștii au jucători buni în echipă, mă? Ok, Bogle. Mă, Bogle, așa. Ian Baev, e acolo. E acolo, tată, Ian Baev! Dă-i din picioare, Ian Baev! Dă-i din picioare, trăițear! Așa, ia uite-l că poate vine acolo, Bruma! Bă, ești prost! Bă, ești prost! Bă, nu, n-ai voie, Bruma! Gâtul mătii! Da, bă, hai să facem niște schimbări. Bruma ne lasă baltă, îl scoatem pe Romero că a fost varză. Îl băgăm pe... pe Ferreira. Îl băgăm pe Ferreira. O să băgăm și pe Rafa în locul lui Adriano. Și facem așa. Punem pe Bruma vârf. Că Rafa e mult prea micuț. Și mai băgăm un om, îl băgăm pe Hunt în locul lui Mokohito ăsta. Scoatem afară și hai să vedem care-i treaba cu cele trei schimbări mirobolante. Mergi acolo, Marez, bun, mă. Ferreira driblează. Hai încă un fake shot, bun, mă, bravo. Frumos, vine acolo
Mahrez, centrează Mahrez, Rafa ratează, Bruma nu poate să intre minge și iar ratăm ocazie uriașă. Incredibil, centrare senzațională lui Mahrez, da? Cine să fie acolo? Nimeni. Se termină meciul, oameni buni, câștigăm doar cu 1-0. Jur că am prezis că o să dau un singur gol. Ian Bahevom meciului totuși a fost împotriva unei echipe destul de dificile care a stat pe par de bast până minutul 80, când și-a dat seama că bă, trebuie să atac, s-a pus pe ultra-defensiv. Și nu mai rămâneau 4 jucători în apărare, rămâneau doar 3. Da. Un match cu bune, cu rele, însă un match pe care l-am câștigat până la urmă, un pack and play reușit din nou. Dacă mai vreți pack and play, lăsați un like, pizdiți butonul de like și mai facem dacă e. Echipa a fost mai bună ca la trecută, însă meciul a fost mai dificil. Omul a avut Cristiano și Pirlo, cartonașele alea speciale. Na, ce să-i faci? Dificil. Totuși n-a reușit, a avut un singur șut pe poartă. Tot meciul. Despre asta vorbesc. Cam atât pentru astăzi, oameni buni. Eu sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like, mă scuic! Să vă zic, mirobolantă, ciao-les!